seara, sunt Natalia Cheptenea. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Nicolae Costin din Orhei spune că acum 2 ani a trecut printr-o pierdere tragică. Soția lui, care i-a fost alături jumătate de viață, a decedat, iar peste 6 luni după ce a mormântat-o, bărbatul spune că a întâlnit o altă femeie care l-a cucerit. Și eu am cunoscut că ei om de viață. Și că dacă nu-mi plăce, nu avem să mă țin de scai de urmări. Convins că vrea să-și petreacă restul vieții alături de această femeie, Nicolae a adus-o ca a noua gospodină în casa lui. Eu am văzut-o de prima zi și omul e. Și n-am luat-o de pe drum, că nu știu că cât am lucrat noi acolo împreună, dar eu m-am văzut și arată și cum se mai spune, ce tip de om. Acum însă, relația celor doi trece printr-o încercare. Din casa bărbatului a dispărut averea fostei soții, 100.000 de lei și 700 de euro. Eu când trăia ieri, am găsit 650 de euro. Nicolae spune că imediat după ce a văzut că banii nu sunt, a anunțat polițiștii. Bănuiala oamenilor legii a căzut pe Paulina. Și poliția tot așa zice. Așa secret, eu n-am văzut niciodată. Banii ăștia nu sunt furați, aici sunt luați de casă. Și le tăpască când la noi. Paulina însă crede că furtul a fost organizat de o altă femeie care vrea să o scoată din casa și din inima lui Nicolae. N-am putut asta vorbă, se duce zici ei. Că tu ai luat-o și să ai la bătaie și așa acolo la poliție, să ai la bătaie la dânsă. Dar mai dânsă acasă, oameni fierești. Astăzi, Nicolae a decis să pună punct bârfelor și dubiilor. Bărbatul vrea ca iubita lui să fie testată la poligraf. Ați furat banii din apartamentul lui Nicolae Costin? Cum vă răspunde Paulina la detectorul de minciuni? Are ea vreo legătură cu averea dispărută? Dar și cine este femeia pe care ea o bănuiește că ar vrea să-i distrugă fericirea? Aflați în această seară. Nicolae Costin, din casa căruia au dispărut 100.000 de lei și 700 de euro, va intra primul în platoul nostru. Să-l încurajăm! Domnule Nicolae, 100.000 de lei și 700 de euro este o sumă destul de mare. Dacă puteți să ne spuneți de unde o aveați în casă? Eu am lucrat, am fost niște hotare, am fost în multe locuri și am lucrat. Montarnic am lucrat. Și îi prindem binișor bani. Tot strângem. Cine îi strângea? Soția, care vizit și-a dat. Din câte le-ați spus colegilor mei, erau de fapt banii soției dumneavoastră decedate. Sau... Nu a fost tați. A fost că au fost a mei, dar a soției au fost pur deoparte. Dar anume acești bani, ei de-a cui erau? Voi țineați banii aparte? Nu. Împreună? Da, împreună. Eu au fost o leacă de bani mai într-o parte. Pentru că ei pe mine mă duce cu... Fofărlică mă zicea că prinea atâta, dar spune că atâta. Și e să ascundea vreacă. Ascundea banii? Da. De dumneavoastră? Da. Și când i-ați descoperit? Sora ei v-a spus. Că tu nu știe, dar ea ascunde. Ea spune că are așa sumă, dar ea spune că atâta. Asta deja așa. După decesul soției noastre? Da. Dar cum ați găsit acest ascunziș de bani? De o parte, pentru că... Dar m-am luat cu doamna Paulina și știam că sunt. Dar sunt nu știați acolo. Unde? Nu știam locul. Și eu am îndovedit, pentru că eu avem dovedi ca cum se îndovedează doamna Paulina. Zic că fă acolo părească și ai să găsești banii. Și eu am ieșit la balcon și fumam. Doamna Paulina a spus că, uite, e ca acolo, am găsit aici bani. Adică ce scum. I-a găsit. Da. E putea să ascundă în timpul ăsta, cât eu eram la balcon, eu găsit, e putea să facă, liboi om putea să facă lucrul ăsta. Liboi om putea să-l facă. Se ascundă și colea, n-am găsit nică. Dar ei mi-au spus că ea că colea, că așa-mi găsit, că așa. Prima m-a cătat și m-a găsit. Haideți să vedem cum v-ați cunoscut și cum a început relația voastră. Atenție la ecran. Nicolae Botnar are 67 de ani. El și soția lui, Natalia, au avut o căsnicie care a durat 40 de ani. Soții nu au avut copii, deși și-au dorit foarte mult să devină părinți.
Nu a fost, dar noi pe urmă ziceam că să luăm unul de la... de dom, să luăm. Acă să luăm, să luăm, să luăm și... n-am mai luat. În luna mai a anului 2020, soția lui Nicolae a decedat. Bărbatul povestește că femeia suferea de o boală gravă și că medicii nu au putut să o salveze. Ei s-au dus toate organele. Că ei era la edibiența asta și îi dădea tablete. Bărbatul zice că a suferit mult după pierderea soției sale. Cea care i-a alinat durerea a fost Paulina. Cei doi lucrau măturături într-un parc din Orhei. Peste jumătate de an de la moartea soției, Paulina s-a mutat cu traiul în casa bărbatului. Zi la zi, tot împreună. Și ne-am luat. Vai, Paulina, că așa. Poate mergi la mine să faci mâncare încolo, încoace. Să ei nu vrea, nu a vrut. Tot, până la urmă, am prins-o și o venită cu un coace casă. Pe urmă, noi ne-am dus la tabra, am văzut neamuri și spun. Nicolae zice că ei se înțelegeau bine și că nu se gândeau vreodată la despărțire. Noi ne împăcăm, n-am și spune. Paulina are 56 de ani și a crescut 3 copii. Soțul femeii a decedat în anul 2019. Ea povestește că nu a dus o viață bună alături de bărbatul ei. Tare greu. Nu mă bătăile. El zice, lucra la alții și vine și să le bătaie și... Păi și mă bătăie, eu fugim după casă, copiii vine după mine. Acum Paulina și Nicolae se tem că relația lor este în mare impas. Pe cine învinuiesc ei că ar vrea să bage zizanie în cuplu, aflăm în curând. Am impresia că eroul nostru niciodată nu prea știe ce se întâmplă în casa lui, pentru că el nu a dus nici evidența banilor pe care îi trimitea soției, nefiind sigur pe ceea ce are în casă, pe suma de bani pe care o are, nu a avut curajul să caute el această sumă, să fie sigur măcar în ultimul moment de care este valoarea sau care este cantitatea banilor pe care îi deține. Asta un pic m-a amuzat, dar să vedem. Cred că e o poveste așa mai sensibilă. Eu am o întrebare la dumneavoastră. Dumneavoastră ați început să lucrați împreună cu Paulina înainte de decesul soției sau după ce a decedat? După ce a decedat. Am înțeles. Vroiam să mă... Noi lucrăm, dar Vroiam să înțeleg așa. Dacă relația dumneavoastră a început poate până la decesul soției. Dar dacă după, atunci schimbă situația. Eu cred că dumneavoastră intuitiv, dacă spuneți, am eu așa o impresie și din practica mea personală și din practica la alții, că când întâlnește om, deodată involuntar este ceva energetic, simți persoana de lângă tine, de la ce este capabilă, este o persoană bună, cu impact pozitiv sau negativ. În cazul dumneavoastră, ați simțit-o pe Paulina ca o femeie cum se cade? Da. Și sper că această părere să fie până la sfârșit, fiindcă prima părere este una foarte importantă. Domnule Nicolae, dar eu sunt curioasă. Ați zis că soția dumneavoastră răposată avea ascunzători de dumneavoastră, ascundea banii. Făceați același lucru? Nu. Nu. Iubim cu banii. Natasha, ia ca așa, ia ca banii, pune la loc lor și cum și... Și el ducea bani, și ea cum... Păi, deci ea, soția administra banii. Da. Acum, în noua dumneavoastră relație cu doamna Paulina, tot dumneai îi încredințați administrarea? Nu, noi punem de cheltuieli. Dar și ea își deu, în altă parte își deu. Apropo, după ce i-ați găsit în ascunzătoare, ați zis că ați mai adăugat, a ieșit suma despre care am vorbit, ce ați făcut cu ei mai departe? Noi și... Nu ați acolo mai... cumpărat niște materiale, am mai cumpărat acolo la țară, am cumpărat mai făcut ce, dar restul banii au rămas în casă. Dar cum ați descoperit că banii nu sunt? Noi am descoperit pentru că nu ne trebuie să luăm niște coliți pentru canalizație. Așa. Da, și nu ne trebuie coliți și eu avem să cu nădejde așa că sunt banii la loc. Deci nu i-ați verificat din când în când? Sunt banii, nu sunt? Nu, i-am verificat când acolo am schimbat euro ăștia, 50 de euro am schimbat. Și i-ați adăugat acolo? Da, am pus acolo. Asta când era? Să vă spun că așa, la 2 luni. Acum 2 luni? Da. Și când ați descoperit că banii nu sunt?
Cum pe data de 5. Acum o lună. Da, când noi am venit, zic, da, ne ducem să luăm colții ăștia și să-i aducem la tăi. Și nu era niciun bănuț. Deci au dispărut toți. Acum nimic e pe padeaua asta. Haideți să vedem locul despre care dumneavoastră ne povestiți, unde erau acești bani. Atenție la ecran. Aici am ascuns tot timpul. El, de când el trăiește soția, banii de nu s-au schimbat niciodată locul. E, ce e aici? E că aici imagine, noi când luam plânculița asta de aici, noi tot timpul ei se vedeau, e că așa. E că aici se vedeau. Cu locul se vedea cum era. E că aici, în locul ăsta. Și ne-au pus atunci să ne uităm, să cătăm, ce e, ce e. Ne-au pus poliția, ne-au pus și ei, unii și poliția aici. O trebuie tot. E că într-o ani am găsit 650 de euro. Domnule Nicolae, eu vreau să vă întreb, mai știa cineva despre acest ascunziș, unde țineați acești bani? Știe soția, știe și cumnata. Cumnata știa? Da. Păstăină îi dădea bani de acolo, îi dădea. Sunteți siguri de asta? Da. Dar spuneți-mi, vă rog, de ce trebuia cumnata dumneavoastră să știe unde voi doi țineți bani? E cere bani, dar eu spuneam, da, mă, soție, zic, trebuie, că ți-i soara ta. Da. Îi mergem la lucru. Și eu o făceam în mod deschis. Da. Deci se băga în ascunzătoare atunci când era sora de față. Noi, în scurt timp, o vom auzi și pe cumnata dumneavoastră, dar până atunci vreau să vă întreb ce spun polițiștii. Ei spun că este că am ascuns eu de corcubina. Am ascuns cu bani. Ea a luat și am schimbat locul, ori ea a luat și eu a schimbat locul, de așa spune. Dar dacă noi ne ascundem, noi avem să dăm la poliție, noi avem să spun, păi lasă, nu mai dăm la poliție, lasă, să-i găsăm. Înțelegeți cum? Că nu mai trebuie să mai îmblăm noi la poliție, să îmblăm bine. Dar voi v-ați adresat la poliție. Da. Și ei au îmbănuit, din câte am înțeles, o bănuiesc chiar pe Paulina, pe da, concubina dumneavoastră. Da. Deși am încredere în trânsă, dar n-am încredere în cumnată. Că e soara ei și ar trebui să am încredere. Dar ce implicare are cumnata în toată povestea asta? Au chemat-o și pe ea la poliție? Da. De da. Ce? Că o bănuiește, dar nu o bănuiește așa ca acum o bănuiește pe Paulina. Deci Paulina e principala bănuită da. În această poveste. Da. Dar dumneavoastră ce credeți? Paulina putea să fure acești bani? Nu. Nu putută ea. Ei și-i trebuie, ei îmi spune, Colea, trebuie așa, trebuie așa. Probleme nu erau. Nu i-am dat eu acas, zic, nu, Paulina, nu, trebuie și probleme nu era, dacă e, eu scotim, sunt de timp, nu știu, cumpăram. O apărut o întrebare, spuneți, rog, după deces soției dumneavoastră, ați schimbat lăcata de la ușa din centrală de intrare? Da, a schimbat-o. Păi, preventiv, din ceea ce am auzit la domnul Nicolae, desigur că am marea presupunere că făptuitorii să... Spicea, deci ori avem actuala dumneavoastră soție care locuiți în concubinaj, ori... Dar eu înțeleg de ce, domnul Nicolae... Soția s-a scândit. Îmi dau seama de ce domnul Nicolae are așa poziție, fiindcă el și pot să fiu de acord cu dumnealui. Atunci, inițial, când se căutau banii și ei nu erau găsiți, nu știa nimeni de unde sunt, unde se află ei, atunci Paulina i-a găsit și a dat dovadă că da. Este destul de corectă și cinstită, fiindcă ea i-a dat banii lui domnul Nicolae. Ea putea să-și însușească din start. În această seară vă povestim despre Nicolae Costin și Paulina Botnar din Orhei. Cei doi s-au luat după moartea soției bărbatului. Nicolae și Paulina spun că s-au împăcat bine, până în ziua când, din casă, a dispărut o sumă mare de bani, ascunși încă de soție decedată a bărbatului. Polițiștii din Orhei caută hoțul, iar principala bănuită este Paulina. Femeia se jură că nu a pus mâna pe banii iubitului și pentru a-și demonstra nevinovăția a acceptat să treacă testul la detectorul de minciuni. Cum a răspuns ea în fața expertului poligraf și dacă sunt detalii pe care ea le tăinuiește de concubinul ei, aflăm în curând. Până atunci, haideți să auzim cum se apără femeia de acuzațiile care îi se aduc. Doamna Paulina, vă așteptăm! Bună seara! Bună seara, doamna Paulina, bine ați venit. Vă rog să luați loc aici.
Doamna Paulina, cunoaștem că polițiștii vă bănuiesc pe dumneavoastră de dispariția acestei sume mari de bani. Dumneavoastră, ce le spuneți? Îi spun că nu-s vinovată de fiecare. Dar vă rog să-mi spuneți, totuși banii au dispărut, ei nu sunt. Dumneavoastră chiar i-ați ținut în mână, știați unde sunt ascunși împreună cu domnul Nicolae. Acum, când au dispărut, vreau să știu dumneavoastră ce credeți că s-ar fi întâmplat cu acești bani. Cine putea să ia? Cumnata. Cumnata? Cumnata, da, că cumnata domnului Nicolae. Da, că eu știu tot. Ea știa de ascunzișul acesta. Da. Că dar tot face înainte până n-am venit eu acolo. Că dacă facem înainte, e totul știut acolo. Și ca pica și tot și cât sumă și totul știut acolo. Că e de față la polițiști, mi-a spus. Ce a zis? Au fost 100 de mii acolo. Așa? Da. Deci ea știa și suma exactă. Da. Și eu zic că eu al pun pivichea la cale și bărbatul ei. Și e de ușit de tot și din grob. Și eu îmi șesă așa pe pat și de față la polițiști. Eu o sărit și la dânsul la bătaie. Așa, eu nu am putut să sau, că zic, dacă sau și eu, zic, să mă așa, să mă puști și pe mine, de gât. Și așa, așa, pe pat. Și când am văzut că de-am l-o pălit, atunci eu m-am sculat șleapa ei ca din cap și m-am sculat și domnul Igor s-a sculat, polițist s-a sculat și odată am dâns așa afară. Și eu am dat întrebare, zic, se poate așa ceva în fața la dumneavoastră, zic, așa se facă e. Și noi nu suntem pe cazul ăsta. Dar eu vreau să înțeleg, dumneavoastră, dacă o bănuiți că ea putea să ia banii, dar cum intra în casă? Cu cheile. Cheile. Cu cheile? Păi n-ați zis că ați schimbat locata după decesul soției? Da, tot schimbat, da. Cum? Cheile s-au luat. În zamocul și s-a dat cheile. Dar eu am fost de câteva ori la un apartament și au făcut mâncare. Dar, și știe de-a munis cheile, știe. Și dumneavoastră credeți că cum asta se putea întâmpla? Deci a luat și a făcut o altă cheie nouă, fără ca dumneavoastră să știți? Sau? Au dispărut cheile, că erau în complex să vând 5 chei, zamocul. Și numai mă când am dat de cunosc banii, e sărază, o dar când au dispărut, a dispărut cheile. Un set de chei, atunci nu v-ați alertat? Nu, unde sunt cheile? De ce nu cheile numai mă când am dat cunosc banii? Când am dat cunosc banii, atunci am văzut cheile cunosc. Așa, și cheile cunosc. Dacă cheile nu-s, e cât a lucrat în timp jumătate, cât a făcut mâncare acolo, așa, eu tot luau pereche de chei. Dar ți-a întrebat-o direct, deschis? Nu, că n-ai cu cine. Nu, te nici neapropiem de dânsa, că e tare agresiv. Hoțul prins de mână și nu-ți priznăiește. Domnule Nicolae, dar eu, din câte am înțeles, acolo ceva se întâmplă cu acest apartament, da? El... conform documentelor, nu va aparține dumneavoastră? Dacă decedez eu, aparține lui nepotul. Nepotul, adică fiul... Fiul, da, cumnatei. Fiul cumnatei. Da. Deci dumneavoastră puteți locui în acest apartament doar până la decesul dumneavoastră. Da. Așa, dar de ce a trebuit să luați această decizie? Nu, decizia s-a făcut până a decedat soția. S-a luat asta, că să rămâi la un nepot. De asta și vă întreb, de ce s-a luat această decizie? Că așa soția. Apartamentul, ea, soției, el a primit de la lucru. Așa. Și zic, băi, dacă așa, las și bă. Dar prostă eu am făcut o greșeală mare. Nu trebuie să fac să dau tete până la capăt. Ce tot până la capăt? Dacă nu dădem tete până la capăt... Ce anume tot până la capăt să dați? Scheletură. Scăritura. Ea a umblat camâța pe lângă crânațul ăla, ori plin carne și a umblat, până am dat scăritura. Cum am dat scăritura, tăiat? Și o caraleva, ei haizeacă, da, mâine. E pe mine, îmi zice că, dacă ceva așa nu-ți place, poți să duci la tabără, la Paulina. Nimeni n-are voie până, n-ai de ce da eu, n-are nimeni voie să mă scoate din casă. Și eu, cu cine vreau, cu așa la poți trăiesc. Așa i-ați spus și dumneai? Eu i-am spus, dar eu spus că Paulina acolo n-ar și căta. Aha, doamna Paulina, vreau să vă întreb, dumneavoastră o cunoașteți pe cumnată domnului Nicolae? Numai cât atunci când din noi ne-am luat jumătate de ani, ne-am cunoscut la lucru. Așa? Și cât în timpul ăsta noi am fost la lucru acolo, i-am spus, el, domnul Nicolae, i-am spus că cumnata timp de jumătate de ani să nu fac niciun pas, să nu se căsătorească.
cât până împlinești soția, ca când jumătate. El a răbdat, a luat așa cum a spus. Și când ședem, eu ședem la gază și lucram acolo și plătim la gază 600 de lei la Orhei. Și ședând lucrând cu dânsul, el a sunat-o cu nata. Și în timp și el îi spune, zice că, Colea, unde ești? Deci că la lucru. Cu Paulina ești? Deci că da. Hai de-am Colea, eu la deal, decât cât plătește la gază? 600. De cât a plătit acolo 600? Mă gândeam eu la tine acolo la deal și trăiți împreună acolo. Așa el 600 de lei, zice și ei ca când vă. Bine, bine, asta era comunicarea domnului Nicolae cu cumnata lui. Dar eu vă întrebam dacă dumneavoastră v-ați cunoscut cu dumneavoastră. Cunoscut-o atunci când eu m-am dus la prima dată, 15 octombrie 2020, când m-am dus atunci, a doua zi, eu am venit la noi cu un tortușor, vitelul. Așa. De sufletul lui, fumie lui, ca așa. Și m-a pus tortul la masă acolo și a zis, sufletul Natasha, zic, bă, da, proiect, zic, și noi avem. Și eu s-o, așa, la mine, brutal, știi, așa, s-o strofăli și o zic, dar eu n-am nevoie. Și eu am tăcut și n-am zis nimic și eu zic că, ți-a spus Colea, ori nu ți-a spus Colea. Să vă cununați, dar în Zax nici nu te gândești. Să vă dați în Zax. Și eu am tăcut așa și am dat din cap că nu știu și mai departe n-am putut vorbi nimic. Eu am văzut că e tare agresivă. Asta și tot s-a întâmplat în apartamentul și știu, da. Domnului Nicolae. Și-a fost vreo două ori și l-a frizat pe dânsul. Dar e cu mine, nu a stat la vorbă, nu vorghe, nici la un ceai nu vroie. Haideți să vedem apartamentul despre care ne povestiți. Atenție la ecran. Aici am o cătărie, plitcă de gaz, face mâncare. Aici dăm, e duhovca pentru de copt, de mașincă de spălat. Are pe 2 ani. Dar la mine, eu așa păstrez, eu umblă, mă ceva ca femeie. Și ștergă sângură, ceva formături de picioare, de strângă mâna așa de... Aici e spalnă, că am avut una și am dat-o Liudei. Zic, că noi cumpărăm nou, zic, și așa și s-a dat zvâr, că lor le trebuie pat. Le-am dat lor. Aici, nu, l-am mai schimbat eu, că luasem unul mai mare și nu vine el pe gabarit aici. Și l-am luat pe ăsta. Și garderobul e de mult, când am venit așa la cvartier, când am prins cvartierea, n-am luat garderobul și ăla. Doamna Paulina, domnule Nicolae, din câte știu eu, acum voi nu locuiți în acest apartament. De ce? Ce s-a întâmplat? Eu la hainele și m-am dus la tabără. Că ce i-a scris mesaj? Că dacă nu mă duc de bună, voi e venit poliția și mă dă afară. Că eu n-am voie și eu acolo, că eu sunt cam luat la arendă. Și acum unde stați? Voi stați împreună sau nu? Da. Unde? La tabără? La dumneavoastră? Da, casa mea. Dar de ce ați decis așa, domnule Nicolae, dacă ziceți că totuși apartamentele... Eu mi-am spus, dacă tu vrei, acolo trăiești tu acolo, dar eu nu trăiesc după cuvintele astea care le-au scris. A, deci dumneavoastră nu mai vreți să trăiți. Eu nu vreau, dar el a zis că nu. Eu mă știu cu tine, dar nu știu de aici. Așa de când, când să vinim, dar fric. Nimeni n-are, voi să spui du-te, oare fez, oare... Eu spui, poliție, vine, eu puteam să înțeleg seama că trăiesc cu dânsa și ce n-are și ne fugărie. Deci cu ce ocază fugărească de apartament. Eu pot să aduc și două, trei femei să ne duc acolo. Doamna Paulina, dar spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră obănuiți că cumnata a luat acești bani. Dar, bun, ce scop ar avea ea? De ce ar trebui să recurgă la asemenea gesturi? De atât că eu sunt acolo, eu vrut banii ăștia, eu vrut și nu obtus ei, până n-am venit eu acolo, că a scadut pe mine, vinovățetat pe mine. Deci acum, cred că și la toți apare întrebarea că cheia totuși a avut acces în apartament cumnata dumneavoastră. Odată ce a avut cheia în mână, deja poliția desigur trebuie să gândească dacă cumva a intrat sau nu a intrat și bănuiala se confirmă sau nu se confirmă în privința cumnatei dumneavoastră. O altă întrebare este dacă într-adevăr cumnata dumneavoastră nu în zadar a spus Paulinei, hai eu la tine și să locuiască în apartament. Cumva strategic s-a gândit la eventuala sustragere de bani de către cumnata dumneavoastră. Credeți că a fost o cursă pe care le-a tras-o? Dar știți de ce? Foarte corect puneți dumneavoastră întrebarea. Știți de ce? Fiindcă mă uit că cam cumnata a tras tare mult la turta ei, la ficiorul, apartamentul l-a obținut de la Nicolae și de la sora ei decedată.
a știut cu certitudine că sora strânge bani și consideră că banii ăștia... Deci, eu cred că ea s-a gândit că banii nu-i aparțin lui Nicolae, dar era sorei care au decedat și ei trebuie să aibă soartă, care își nu-i folosească Paulina, cred eu. Doamna Paulina, știți ce riscați dacă vina dumneavoastră va fi demonstrată? Nu știți, dar din câte se pare că vă tineți. Nu v-am spus, o zis care ați și eu, că dau un document mai departe și o zis care ați fi vinovatul, dar și usturimii. Acta v-am spus. Banii se găsesc și dosarul se încetează și persoana scapă nevinovată. Nu, dar trebuie și ea, trebuie să spui să născocească. Că eu nu mă însor cu ea, dar o iau în arendă? E că este o sumă de bani acolo, să nu-mi glas de fier. Chiar să vrei să amăgești, testul este foarte greu. Ați furat bani din casa lui Nicolae Costin? Ești mă ieși sau nu? Da. Da. Nicolae Costin din Orhei spune că acum 2 ani a trecut printr-o pierdere tragică. Soția lui, care i-a fost alături jumătate de viață, a decedat, iar peste 6 luni după ce a mormântat-o, bărbatul spune că a întâlnit o altă femeie, care l-a cucerit. Acum însă, relația celor doi trece printr-o încercare. Din casa bărbatului a dispărut averea fostei soții, 100.000 de lei și 700 de euro. Eu am oprat, am fost peste evatare, am fost și plineam binișor bani. Cine-i strângea? Soția, care vizit și-a dat. Și ea se ascundea, leacă. Ascundea banii? Da. De dumneavoastră? Da. Dar cum ați găsit acest ascunziș de bani? Da, m-am luat cu doamna Paulina. Zic că fă acolo părească și ai să găsești banii. Și iată, Coalea, am găsit aici de bani. Mai știa cineva despre acest ascunziș? Unde țineați acești bani? Știe soția, știe și... comunată. Din câte am înțeles, o bănuiesc chiar pe Paulina, pe concubina dumneavoastră. Îi spun că nu se ia poate de fie. Cine putea să ia? Cumnata. Cumnata? Cumnata, da, că tot cumnata știut. Domnului Nicolae. Da, că eu știu, tot. Eu zic că zic, eu al pun privichea la cale și bărbatul ei. Și e timp și de tăt și din grob. Eu vrut banii ăștia, eu vrut. Și nu opus ei, până n-am venit eu acolo, că a scadă pe mine. Astăzi, Nicolae a decis să pună punct bârfelor și dubiilor. Bărbatul vrea ca iubita lui să fie testată la poligraf. Cum vă răspunde Paulina la detectorul de minciuni? Are ea vreo legătură cu averea dispărută? Dar și cine este femeia pe care ea o bănuiește că ar vrea să-i distrugă fericirea? Aflați în această seară. Vă reamintesc că în această seară discutăm despre Nicolae Costin și Paulina Botnar din Orhei. De un an ei formează un cuplu și spun că trăiau în armonie, până în ziua când, din casă, a dispărut o sumă mare de bani. Aceștia au fost adunați de către soția bărbatului care a decedat. Acum Paulina se plânge că polițiștii o bănuiesc pe ea de furt, iar Nicolae ne-a rugat să-i organizăm femeii testarea la poligraf pentru a se afla adevărul. În câteva momente vom afla rezultatele testului. Paulina se jură că nici pentru o clipă nu a pretins la banii concubinului și bănuiește că de dispariția acestora s-ar face vinovată cumnata lui Nicolae, care ar fi știut unde stau banii. A venit momentul să o auzim pe această femeie. Iată ce spune Ludmila Palade despre dispariția celor 100.000 de lei și 700 de euro. Atenție la ecran. Eu am fost chemată și la comisar și la asta, cum se cheamă, nu știu, de sectoră, nu? Da, el să bie mai puțin și mai puțin să... Doamna Ludmila, puteți să veniți la poliție? Dar și eu mai... Da, eu vreau să fac, dar în privința la cumnați. Dar și eu mai făcut nebunul. Că dacă știu că el bie, știu că soiul mi-a dormit pe mahanul, el vine și lua toporul, și pe afară și în blaie, și era un magazin roa dimineții, de aducem zoiul dimineții. Se duce pe acolo, se întâlne cu toți bețâjii, vine el la toporul, că eu mă duc și-a lușit pe ăla, că eu pe ăla. Soiul mi-a plăcut prin casă, dormi pe la primul etaj, la o femeie, una la 5 etaj, și la alta, cum băi, că tu cu parchirea ta și cu dormi pe mahală, că dă el astea. Eu fost sforțat pe urmă, mă rog. Eu nu mă duc pentru că nu mă duc, pentru că i-am spus. El cum? Sora a murit pe 9 mai și el de-a în iunie vreau ies-o ei. Și eu i-am spus, mai băieți, soia mea nu-i surășit de ghinicioarele și tu de-am mâncat să o aduci de el. Lude, eu nu mă însor, eu o iau în arendă. E ca fix părăt așa astea. Eu i-am scris ei să mască. Poți să vă arăte dacă a aflat-o? Dacă a păstrat-o, i-am spus, zic, arenda s-a terminat, ai venit și te-ai făcut pe gospodină pe, cum se cheamă, pe lucrurile lui sormea, zic, și e bună și e liberează partirea.
chestii camere, scoateți camera, uitați-vă, controlați, eu nu mă tem absolut deloc. În primul rând, el spune că asta a fost în august. Eu în august am lucrat zi la zi. Eu de când născut însă de o an de zile, eu n-am avut probleme cu beție, cu ce cum spune ea. N-am. Ce să spun dacă nu? Nu, fost, nu, dar trebuie și ea, trebuie să spui să născoșească. Eu dacă facem așa lucrurile, nu mai da, era... Da, așa, mesaj nu scris, da, într-adevăr. Dar așa i-ați spus cumnatei dumneavoastră despre doamna Paulina? Că eu nu mă însor cu ea, dar o iau în arendă? O să spun. Decădeți, dam sraz, măi, altă... Cum eu sunt gros să spun așa vorbe, așa cuvinte spun eu. Eu, dar în minte nu-mi dă nici așa ceva. Mie mi s-a creat impresia că domnul Nicolae a avut o căsnicie conflictuală. Totuși lucrul acesta, nu, cred că nu o să-l nege dumnealui. Au fost conflicte, au fost neînțelegeri, iar cumnata cumva are și un motiv de răzbunare pentru el. Iată, supărarea pentru sora decedată. Exact, cumva. Pentru că sora, presupunem că ea cumva l-acuză că n-a fost fericită în această relație și cam are motive iarăși de răzbunare. Iarăși apare întrebarea dacă totuși atâta a aruncat lucruri urâte despre Nicolae, cumnata sa, ceea ce am auzit cu toții. Și nu prea coincide că să vii după decesul rorii să-l îngrijești. Pentru ce să vii să faci mâncare? Pentru ce să îndemni să vie Paulina în casă? Pentru ce să ajungi la cheile, să ajungă mâinile tale? Deci aici apar multe semne de întrebare și eu totuși rămân înclinat în privința făptuitor. Nu vreau să acuz, dar cred totuși că cumnata dumneavoastră, poliția ar trebui aici să pui un accent mai mare. Faptul că în situația, din ceea ce a spus eroul nostru în platou, că dacă dumnealui după deces, apartamentul îi va reveni fiului cumnatei. Deci motivul principal ar fi că în situația când este Paulina și ea locuiește în acest apartament, neștiind legislația, că de fapt foarte simplu este că Paulina să iasă din acest apartament, pentru ei ar fi un impediment ca ulterior în situația când domnul nu, Doamne ferește, nu va mai fi, va fi foarte complicat să se dezbaiere, așa spunem, de Paulina. Posibil acesta este și motivul. Poate și-au vrut. Asta și-a vrut? Eu mă gândesc, poate și-au vrut dacă ieți. Deodată trebuie să spui, deodată. Că cum mi-a spus, că să nu mă dau în zax, așa trebuie să spui și mai departe. E că ieți o sumă de bani acolo, să nu-mi las de fiel. Că el sorme. Dar așa el a spus, că să lui bani, trebuie să mă știți de dânsul. Și îi spune, nu, că eu o pot 1700. Dar când îl îngrijea? Când vine să-l frezieze, să-i facă mâncare? Când a venit dumneavoastră în ea? Asta în octombrie, noi ne-am luat undeva o lună, două, a fost. După ce dumneavoastră deja locuiați cu el? Da, da. Ea venea și făcea mâncare? Nu, venea și m-a frezat. A frezat. Față de dumneavoastră? Da. Dar cine a rugat-o? El. Eu îi sunam și ea venea și m-a frezat. Și atunci când venea și îl freza, dumneavoastră discutați cu ea? Nimic. Nimic? Dar de ce? El vine în cameră acolo, m-a freza. Ei, ce opunem după aceea? Dar un bună ziua, un ceai, un venit la masă. Și eu zic că nu, și ei se pușcă. Noi i-am propus Ludmilei Palade să treacă și ea testul la poligraf pentru a-și dovedi afirmațiile. De la început, femeia a acceptat propunerea noastră, însă peste câteva ore ne-a sunat fiul ei și ne-a anunțat că Ludmila nu va veni la testare. Totuși, haideți să vedem ce versiune are Ludmila despre dispariția banilor. Atenție la ecran! Sunteți gata să treceți testul cu liber, dar dacă vă spun cum este. Da, de atâta pentru că eu nu mă sunt vinovată cu nică, știi ce v-am spus dumneavoastră, așa am spus și acolo. Da, ieși vă, sunteți să cumpărat verici, deam acolo ibunielul, eu cumpărat o bicicletă de 2000 și ceva de lei, zic cum, zic tu, Natasha, ți 40 de ani, ai trăit cu dânsa și te-o spală de căcat, să mă scuzați că vă spun, zic că de tu la urmă, zic că te-ai dus și ai cumpărat. Apoi asta așa, Paulina a vrut. Paulina a scoase în brașii, că îi să ajungi când ai să ai de pâine. Mă întâlnește Galea și îmi spune, că Luda, și să bântuiu-i fașii, că muzică, chiuială, și că la mine Lunea nu-ți poate liniști. Și am într-o seară, pe seniară, era acolo și ea și-a avut ei, nu știu,
Și Galea s-a dus acolo și ieșea tare, știi, greu. Și asta ieși Galea spune, că Luina, dar asta nu e glasul lui Luda, ci că eu știu că Luda la glas. Și că ieșe străin. Înseamnă că îi fac companie. Când noi când ne-am dus la poliție atunci, pe mine poliție, Igor Colesnic m-a întrebat, cum mă ta socot, știi că astea? Dar eu zic, eu socot așa, că zic, dacă și intrat unul străin, puteți să răscolească prin casă și gătăt astea, dar eu socot așa și i-am spus și lui părerea mea. Ei se duc la tabără, ei acolo, samagon, căjin, tăta astea și astea. Eu i-am spus părerea mea, că el s-i slumbătat până el a adormit, eu a luat cheia, a venit frumușel și eu i-a spus unii bani, eu a luat și un cuiet și s-a dus. Eu știut unii bani, că știut ăstea, că el zice că asta chipurile, cum se cheamă, banii lor, zarplata, de la Orhei Lând le-a dat și astea, 700 de euro. Dar eu zic așa sumă de bani, zic, dar unii țineți tu banii? Chiar că poliția ăștia în cabinet. Zic, de unde ținei tu banii? În garderob, în tișorbite. S-a găsit o puică care îl încalță și-l îmbracă și-l descalță. Lasă-și caute și orașul și ei care nu lucrează nicăieri. Îmbrăcut ziua cu băutul. Da, și vorbe. Și vorbe, da, doar. Tu te gicrușe în fiept. Eu când s-a lăsat așa de vorbă. Eu nu s-a lansat de vorbă. De fel nu s-a nici el, nici eu nu s-a de vorbă. Uitați-vă că a expus femeia o versiune. Cu bani. Despre bani. Cu bani. Că v-ați îmbătat dumneavoastră, doamna da, Paulina da. Și-a luat copiii, din câte am înțeles, da? Și... copiii, că cât. O știut ori eu le-am spus de bani și copiii au venit și-o luat. Nu știut nimeni, nimeni nu știut. Dacă nu știut asta, cum nu o să iau... cineva. Și mai știu eu din alte rude, de mele, ori de-a lui. Nu, nu ne apucam de dânsa. Dar alții nu știu în afară de dânsa, nimeni nu știu ce eu. Deci dumneavoastră afirmați că nici copiii dumneavoastră, nu. Nici alte persoane nu puteau să știe unde țineți nu. Acești bani? Nu. În câteva momente vom afla și răspunsul la această întrebare, pentru că v-a fost adresată și în cadrul testului poligraf. Doamna Paulina. Dar haideți să vedem acum cum s-a petrecut acest test. Atenție la ecran. Ascundeți cine a luat banii din apartamentul lui Nicolae Costin? Ați furat banii din apartamentul lui Nicolae Costin? Ați pus la cale cu copiii dumneavoastră ca să-i faceți vreun rău lui Nicolae Costin? Sunteți cu Nicolae Costin doar din cauza banilor? I-ați făcut ceva lui Nicolae Costin pentru ce el v-ar alunga? Domnule Nicolae, acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră dacă sunteți gata să auziți rezultatele acestui test pe care l-a trecut doamna Paulina. Da. Sunteți gata? Da. Dar vreau să vă întreb, v-ați gândit ce veți face dacă testul va demonstra implicarea doamnei Paulina în dispariția banilor? Nu facem nică. V-ați gândit și la această variantă? M-am pentru gândit. Că nu puteți să o excludeți. Și ce o să faceți? Să mergem așa înainte. Vezi, mă ies sau nu? Da. Da. V-au fost puse mai multe întrebări, doamnă Paulina, în cadrul acestui test. Pe noi ne-au interesat în mod special 5 dintre ele. Și acum voi citi și voi anunța și rezultatul. Prima din aceste 5 întrebări sună în felul următor. Sunteți într-o relație cu Nicolae din cauza banilor? Și testul a arătat că aici ați spus un adevăr. A doua întrebare. Ați spus copiilor dumneavoastră sau altcuiva unde anume sunt ascunși banii? Nu. Așa am spus că nu. Și din câte arată testul,
La această întrebare, dumneavoastră ați răspuns un adevăr. O altă întrebare suna în felul următor. Ascundeți adevărul despre dispariția banilor din casa lui Nicolae? Nu, am spus că nu. Și acesta este un adevăr. Ați furat bani din casa lui Nicolae Costin? Nu, am spus că nu. Testul demonstrează că aici ați răspuns un adevăr. Domnule Nicolae, la aceste rezultate v-ați așteptat? Eu m-am așteptat. La așa răspunsul eu m-am așteptat. V-ați așteptat la aceste rezultate. Da. Și acum testul cumva a confirmat ceea ce credeați dumneavoastră despre doamna Paulina, că nu ea a luat banii. Nu. Am văzut că ați avut perfectă încredere în ea. Dacă ei lua, n-aveau și bă, așa care i-o găsit e. Care i-o găsit e, n-aveți ce bă, ea aveți să-i ascundă, aveți să ieși, să, ca cum... Așa, poate... dar totuși ați așteptat testul la detectorul de minciuni ca să aflați adevărul, ca să fiți mult mai siguri. Da. Acum sunteți mult mai siguri și mai liniștit? Eu așa eram sigur, eram. Okay. Eu eram sigur. Dacă e face lucrul ăla care i-o găsit, apă da, putem, dar mă, eu să mă dau... Să aveți dubii. Da, dar așa eu am fost încredințat că după cum o găsit... La balcon, doamna Paulina, dar dumneavoastră v-ați mai liniștit puțin după rezultatele acestui test? Da. Cu luni de zile n-am dormit. Nu mai ieșeam cu când m-am culcat și cu când m-am spălat. Privind multe filme, am înțeles că acest test poligrafic poți să-l treci amăgind foarte greu. Adică chiar să vrei să amăgești testul, este foarte greu de trecut chestia asta. Eu mă bucur foarte mult că domnul Nicolae are atâta încredere în această doamnă. Ca și cum ar fi că sunteți foarte bravo, că v-ați găsit unul pe altul, că sunteți atât de cuminți, parcă mi se pare, unul față de altul și sentimentele voastre, eu sper că vor prospera în continuare. Mă bucur pentru dumneavoastră. Iar cred că cine este vinovatul va fi găsit cu siguranță. Eu personal am așa, am căpătat o încredere în doamna Paulina și m-am convins că ea este o femeie, să spunem așa, care poți să te mizezi pe ea și aș crede că ea nu a săvârșit acest furt. Dar în paralel consider că totuși poliția trebuie să-și facă treaba până la urmă. În cazuri similare, din practică, m-am întâlnit așa că au fost situații când banii au apărut după ce poliția găsește nemijlocit persoana bănuită care a furat banii, având acces în apartament, cum i-a luat, așa îi pune la loc, poate un pic alături. Și banii se găsesc și dosarul se încetează și persoana scapă nevinovată. Nu știu dacă ar fi o sugestie pentru cei care ne aud și-i făptuitor, poate ar trebui să fac exact așa. Îmi pare rău pentru dumneavoastră că vreți să creați o familie și ca rezultat încă aveți de suferit. Păcat, dar mizăm totuși poliția să întreprindă toate acțiunile pentru a depista făptuitorul și a fi tras la răspundere, fiindcă am mine, da? Eroii noștri ar putea face ceva ca să mobilizeze poliția sau să motiveze poliția să caute făptașul. Nu știu dacă dumneavoastră are avocat, dar cred că nu are, dar dacă avea un avocat angajat, deci avocatul pune întrebări în audierea părții vătămate, în cazul nostru domn Nicolae, în fața anchetator, care ar întrebările și răspunsurile lui domnul Nicolae, pe accentul care trebuie anume la faza de cumnata, când a posedat cheile, câte chei a cumpărat, 5, erau 4,
varianta dublecării este sau chiar evident că ți-a părut a cincea chei după ce le-a predat înapoi. Deci îi sugerați să-și ia un avocat? Mai poate face păi, ceva? Păi dumnealui, eu nu știu, dumneavoastră sunteți pensionar, cred că beneficiați și un avocat de stat și cel puțin așa, că să nu angajați un avocat care costă. Dumneavoastră cereți de la organele de poliție să vă acorde un avocat, dumneavoastră beneficiați de acest serviciu. Și insistați la avocat ca să faceți niște demersuri suplimentare, audiere suplimentară la dacă are cumnata statut de bănuit, eu nu știu, a dat declarații, n-a declarat, confruntări, de câte ori a fost în apartamentul acela, nu doar când v-a frezat, eu presupun că acolo a fost și mâncare, v-a făcut, adică noi n-am intrat în toate detalii, dar poliția trebuie să fiecare zi și oră important când a fost. Dar poate a fost și dumneavoastră și nu erați în apartament, evident, dacă avea cheia și avea scopul de sustragere. Eu n-aș exclui și ipoteza aceasta. Eu sunt foarte bucuroasă că până la sfârșit, cu ceea ce am început noi emisiunea și spuneam eu că prima impresie totuși este foarte importantă și domnul Nicolae nu a greșit când și-a făcut păreri bune despre doamna Paulina. De fapt, aceeași păreri am avut-o și noi și avem în continuare. Mai mult decât atât, m-a bucurat foarte mult răspunsul domnului. Acum, după ce s-a consumat situația și am aflat că, de fapt, doamna Paulina a răspuns cu brio întrebările și ne-a confirmat încă o dată că nu este vinovată. Să sperăm că așa va fi până la sfârșit. Domnul Nicolae a răspuns că el, chiar și dacă s-ar afla că dumneiei este cumva implicat în acest furt, dumnealui oricum va ierta-o. Asta a demonstrat foarte mult sentimentele lui față de această femeie. Și mă bucur pentru voi, mă bucur pentru cuplul vostru. Sper foarte mult că până la sfârșit se va găsi făptuitorul și să face adevăr și va fi lumină ca să dispară orice dubii și cel mai mult m-aș bucura dacă până la urmă și cumnata nu ar fi implicat în acest caz și poate voi ați uitat unii banii aceștia, poate sunt la voi în casă undeva și ați uitat în locul unde sunt ei. Cel puțin așa aș vrea eu să se întâmple. În apartament ea nu poate să intre, dar eu am schimbat zamocul. Nu poate să intre. Să-i pui... Să fie o poveste cu un sfârșit și cu un final frumos. De aceea și am zis așa și mi-aș dori eu să se întâmple. Dar de fapt ar fi corect ca organul de urmărire penală să lucreze și să acționeze cât mai prompt, să nu treacă mult timp și să fie adevărul scos la lumină. Eu mă bucur că povestea în felul acesta se finalizează, sper chiar așa să se finalizeze și toate acuzațiile care plutesc asupra doamnei Paulina să fie retrase. Domnule Nicolae, schimbați ceva în ceea ce privește gândirea, modul de acțiune, comportamentul dumneavoastră, pentru că până acum lumea care s-a învățat, lumea care a fost în jurul dumneavoastră și s-a învățat să profite de tot ceea ce ați acumulat, nu le convine ca să fiți implicat într-o altă relație. Deci cumva scăpați de sub controlul rudelor. Al doilea moment, încercați, deci asta ar fi și o recomandare pentru mulți dintre concetățenii noștri, adunați bani, dar cheltuiți-i cu luciditate, cu rațiune, astfel încât ei să vă aducă bucurie în prezent și nu adunați banii aceștia pentru o viață anterioară și niciodată nu donați lucruri care vă aparțin înainte de a trece în cealaltă dimensiune, pentru că profitorii întotdeauna se găsesc. Aici încheiem. Liniște și pace vă doresc. Să aveți pe cei dragi milioane.